Bun găsit, o nouă ediție a emisiunii Cocktail. Este marți, facem analiza mai multor evenimente de la Buzău, astfel că îl avem în studioul nostru pe Vasile Minică, lider Cartel Alfa. Bine ați revenit, domnul Minică. Mulțumesc de invitație. Înțeleg că afară nu este atât de canicular, precum au prognozat. E cald, da? Nu dezastruos așa. Nu ne apucăm să alergăm, da, să facem sport de performanță sau eu știu ce. Da, mă gândesc că cel puțin la nivelul județului Buzău, unde s-au impus acele restricții de circulație, de tonaj, pe drumurile naționale, să nu reprezintă o pierdere pentru cei care acolo sunt e mai delicat. Deja după 30 ceva de grade, asfaltul se încinge și e posibil acolo unde terasamentul nu e foarte bine făcut sau calitatea asfaltului să apară acel șanal datorită utilizării drumului. Da. Știu mai bine ce e în măsură să pună restricțiile. O să analizăm atunci la cald, la cald mai, multe, da, mai multe evenimente. În studioul nostru e răcoarea, dar sunt mai multe evenimente care trebuie discutate din mai multe domenii de activitate și aș începe cu educația. O analiză care vine în urma rezultatelor publicate la admiterea la liceu. O analiză din care avem niște cifre îngrijorătoare, pentru că am coroborat statistica inspectoratului școlar, cea legată de absolvenții clasei a 8-a, cu cei care au intrat la liceu și cu cei care n-au făcut nimic. Și o să constatăm că e o cifră destul de, spuneam, îngrijorătoare cu privire la numărul elevilor care practic nu își continuă studiile. Haideți să urmărim un material în legătură cu acest subiect, pe care revenim și comentăm. Peste 2300 de absolvenți de gimnaziu au fost repartizați la liceele din județul Buzău. 60 dintre aceștia provin din alte județe, în majoritate din Vrancea și Brăila. Dintre cei 17 absolvenți de gimnaziu cu medii de 10 din județul nostru, 16 au optat pentru Colegiul HD-ul, iar unul a decis să se înscrie la Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov. De altfel, cel mai titrat liceu din județul Buzău se află pe locul 40 și 7 pe țară în ierarhia specializărilor, printr-o clasă de mate info, la care ultima medie de intrare a fost 9,57. Așadar, și anul acesta, Colegiul HD-ul s-a aflat pe primul loc în privința mediilor de admitere din județ, urmat de Colegiul Național Mihai Eminescu și de Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret. Doar doi elevi buzoieni au rămas nerepartizați după prima etapă de admitere computerizată la liceele din județ. Ei vor avea ocazia să participe la încă o etapă de repartizare. În județul Buzău au mai rămas aproape 250 de locuri libere, în majoritate la liceele tehnice. Din analiza datelor centralizate de inspectoratul școlar, reies și câteva date îngrijorătoare. Generația din acest an a absolvenților de gimnaziu din județul Buzău a fost de peste 3500 de elevi. Dintre aceștia, peste 200 nu au participat la evaluarea națională, iar peste 1000 dintre cei cu medie la examen nu s-au înscris la prima etapă de admitere la liceu. E adevărat că o parte s-a îndreptat către școlile profesionale, ori către învățământul dual, dar sunt sute de adolescenți care au ales să nu continue studiile. Așadar, reamintim, o generație cu peste 3500 de absolvenți de gimnaziu în județul Buzău, 2300 dintre aceștia sunt la liceu, repartizați în urma admiterii computerizate, și 200 nu au participat la evaluarea națională implicit, nu au participat nici la repartizarea computerizată, pentru că nu aveau acest drept, și dau un total de 1200 de elevi, de absolvenți de gimnaziu, care, hai să vedem, toți s-au înscris la școlile profesionale? Nu. Cred că nu. Nu. De unde rezultă că sunt sute de elevi care, din păcate, din diverse motive, cel puțin acum, nu își mai continuă studiile. Da, e îngrijorător. E îngrijorător și pentru faptul că, din câte știu eu, studiile minimale ar fi 10 clase. Deci, practic, nu merg la faza de studii minimale.
dar nu mă surprinde atitudinea, să zic așa, unora dintre ei care nu se simt pregătiți și datorită faptului că piața muncii, viața demonstrează și cred că viitorul va fi perceput sau va crea mari dificultăți în ceea ce privește forța de muncă calificată, întrucât asistăm pe zi ce trece la robotizare, la cibernetizare, la înlocuirea oamenilor de către sistemul acesta computerizat. Asta înseamnă mai puține locuri de muncă, mai puține locuri de muncă de specialitate, așa, și o plată aproape uniformă a celor care se încadrează în muncă, aproape indiferent de calificare, cam la salariu minim. Și atunci nu mai stimulează tineretul să se pregătească, domnul Mihai. Pentru că el, dacă ajunge într-o fabrică datorită automatizării și cibernetizării, va fi doar un manipulant și va pune repere și va lua repere pentru ambalare, pentru transport, pentru dirijarea lor pe fluxurile tehnologice, și aici nu se cere decât o îndemânare, forță și eventual plătit cu un salariu minim. Indiferent că ai studii mai mult sau mai puține. Continuăm discuția, ne oprim pentru un dialog cu un telespectator. Bună ziua! Să trăiți, domnul, bună ziua! Vă salutăm! Domnul, bună ziua! Aș vrea să pun și două întrebări. Unu, aducem din afară din Siria, din Bezlandezi, unde îi aduce? Aia, majoritatea din aia, n-au măcar pregătirea necesară, o fac în așa fel încât ei se califică la locul de muncă pe teritoriul României și formă pleacă în Germania, în loc să-i scolarizăm pe ai noștri. Iar a doua problemă, cum să mai stea omul în România când este plătit în bătaie de joc și dumneavoastră, să dau ca un exemplu, dumneavoastră care poate, ați făcut o școală, ați învățat atâția ani ca să vă plătească cu minim pe economie, n-ați plecat singur. Să trăiți! Mulțumim pentru intervenție. Da, e o discuție largă aici. Da. Da, să leagă care... cumva și cam de ce am zis eu și cam acolo, asta e tendința, să știți că eu o văd. Și sunt societăți comerciale în Buzău, nou create, care la un moment dat majoritar erau necalificați, dar nu exista niciun interes să-i califici, că nici n-aveai în ce să-i califici, pentru că ei erau pur și simplu manipulanți. Descărcau din camioane, încărcau în camioane, puneau pe fluxurile tehnologice, luau după fluxurile tehnologice, pentru că atât de automatizate sunt fluxurile tehnologice, încât intervenția omului e nesemnificativă. Poate ceva mentenanță sau programare și asta, dar aici sunt foarte puțini oameni care se ocupă de lucrurile astea. Domnul Minică, dar sunt o groază de oferte acum pe la licee, adică... Păi oferte sunt, da, că vreau să vă spun dumneavoastră de când am discutat săptămâna trecută, apropo de examenele de titularizare, că, domnule, ai luat, ai titularizat și ai post. Ai post dacă ai și materie primă, dacă și specialitatea și domeniul în care pregătești tinerii este atractiv. Dacă nu, nu prea. Deci, revenind la aceste oferte și văd și anul acesta, uite, Liceul Tehnic iar a dat lovitura cu privire la acoperirea tuturor claselor de învățământ dual. Deci a fost, nu a fost bătaie, dar interes. A fost foarte mare interesul. Și anul trecut la fel și acum. Sunt și alte licee la fel, de Filipescu, și sau alte licee care vin pe învățământ dual, da, și care atrag din ce în ce mai mulți copii. Adică, da? Și depinde foarte mult de specializare. Dumneavoastră ziceți și de analiza asta cu piața forței de muncă, e adevărat, dar mă gândesc că la vârsta lor încă sunt sub umbrela sau, să zicem, influența părinților, da? Și mă întreb de ce în anumite situații familiile nu merg mai departe cu copiii, adică din ce motive? Da, e greu de spus, probabil că sunt multiple motive, dar primul motiv și liceile care într-adevăr pe dual și chiar și ca învățământ liceal
își completează locurile sunt specialitățile, nivelul de pregătire și alternativa generațiilor anterioare. Dacă ai într-adevăr alternativă de angajare și într-adevăr e o specializare care se caută sau care încă e în trend sau care e de viitor, copiii se duc. Dar nu toate sunt la fel de căutate. Sunt, după viziunea mea, așa, sunt și câteva care mai mult acoperă locurile de muncă a celor care sunt în sistem? Domnul Minică, ați zis de titularizare. Haideți să vorbim despre examenul din acest an. Rezultatele le știm cu toții. Sub 50% avem procent de candidați cu note peste 7. Titularizabili. Da, reamintim faptul că la examenul de titularizare sunt candidați și candidați, nu toți sunt profesori. Am făcut o analiză a calităților de candidat, profesor sau absolvent. Adică oricine, spuneam și data trecută, poate să candideze dacă are profil psihopedagogic și, mă rog, sunt niște criterii pentru a participa la un examen de titularizare. Dar, repet, la un examen de titularizare nu vin doar profesori. Din cei 58 de candidați cu note sub 5, 29 sunt, au fost activi, pentru că își pierd posturile cu această ocazie. Deci, ca să lămurim, din cei care au sub 5, au avut sub 5 la titularizare, 29 au activat până acum în învățământ. Un an sau mai mulți, pe perioadă determinată. Având în vedere aceste note de la titularizare, ei nu vor mai prinde post, clar. 1. 2. Dintre aceștia, ceea ce mi se pare îngrijorător, mulți dintre ei sunt învățători și educatori. Da. Avem și pe disciplină și pe matematică, dar nu sunt mulți. Dar la învățători educatori avem probleme. La polul opus, cei mai mulți candidați cu note între 9 și 10 la titularizare la Buzău sunt învățători educatori. Activi. La fel. Adică o analiză comparativă. Pe de o parte, este într-adevăr îngrijorător că iată, avem dovezi că sunt profesori încă nepregătiți pentru a preda și care au pătruns în sistem luând, eu știu, o notă mare peste 5, să zicem, la anul trecut la titularizare și au prins post, dar nu titular, de titular, da? Și, mă rog, ore, fracții, ore răzlețe. Așa cum se va întâmpla și anul acesta, că nu toți care au luat peste 7 vor avea post de titular, că nu sunt chiar atât de multe. Spuneam de aceștia că, iată, și e bine că sistemul oarecum are un filtru, dar cu cine îi înlocuim? De aceea ajungem la aceeași discuție pe care am avut-o pe perioada grevei. Grevă care s-a transformat într-adevăr într-o mișcare de masă destul de importantă pe partea de salarizare la modul general. S-au făcut niște modificări și în privința salariilor pentru debutanți în învățământ. E adevărat. Dar ajungem, iată de ce trebuie salarii mai mari în învățământ pentru cei care vor să meargă în învățământ. Pentru că dacă ai un salariu atractiv, vin mai mulți oameni mai pregătiți. Da? Iar într-o concurență de genul acesta, ajung la catedră cei mai pregătiți dintre ei. Sigur, dacă stimulezi sistemul, să zicem așa, atragi pe cei mai pregătiți și așa ar fi ideal. Dar să știți că mai e un lucru sensibil în domeniul acesta al pedagogiei, să spun așa. Sunt oameni de, nu de 10, de 11, dar care nu pot să transmită. Sunt oameni care nu iau 10 la examene, dar ca pedagog și ca om care știe la nivelul ăla al clasei, al copiilor și așa mai departe, să facă înțeleși, să
poată să existe o comunicare, chiar o stimulare a copiilor spre învățare, pentru că știe să se impună, știe să predea, știe să... E o artă să fii pedagog, indiferent că e vorba de învățător și de, sau de profesor. Ceea ce mai spuneați dumneavoastră, mai e o chestiune, dacă la nivelul ăla de jos, educator sau învățător, nu avem oameni de calitate în sensul profesiei, vorbesc, de acolo pleacă prost învățământul, pentru că cum faci primii ani în clasă, cum încerci să te descurci cu materia, să înveți, să-ți creezi acel climat de, și dorință de a învăța, de a fi mai bun, de a te întrece pe tine însuți, vei avea în continuare cam același parcurs pe, în timpul școlii și sigur vei fi unul dintre cei mai performanți elevi. Ei, aici este problema. Dacă nu avem acolo la primele clase ceea ce trebuie, nu vom reuși la nivel de preuniversitar și așa mai departe să completăm golurile și atitudinea și dorința și tot ceea ce înseamnă dorința de a învăța. De acolo de jos. Eu mi-aduc aminte când am plecat în clasa întâia, că nu era clasă zero, nu prea erau nici chiar grădinițe în zona mea acolo, ne-a preluat o tânără care a scos oameni din noi, cum se spune, că așa se spunea. Dar s-a preocupat de noi, am făcut materiile principale, am făcut și desen și educație fizică, dar atât cât trebuia ca să ne mișcăm, că oricum eram la țară și ne mișcam suficient. Dar ne-a învățat română, matematică, istorie, geografie, tot ceea ce trebuia pentru a ne forma în viață. Bun. De la învățământ, să și discutăm, iată că în continuare la HD să intre cu cea mai mare medie. Vin din urmă și pedagogicul și Eminescu, dar tot nu... Cred că rămâne HD-ul așa, în bun. Rămâne pentru că e un colectiv de cadre didactice care fac performanță și cred că există și un filtru acolo vis-a-vis de a pătrunde profesor acolo și mai departe. Nu poți, dacă nu te ridici la un anumit nivel, cred că colectivul te respinge. Da, bine, filtru, până la urmă, dacă e un post de titular, îl ia cel care are nota cea mai mare. Adică... Ia, nota cea mai mare, dar și contează și, cum să spun eu, modul în care da, dacă ulterior te integrezi în... Sigur, așa, integrezi în colectivul ăla, pentru că eu sunt convins că au discuții în cancelare, în consiliile profesorale, în tot felul de întâlniri și să pune problema, voi, dar de ce la mine un elev sau la noi un elev are note mari, perspectivă și așa mai departe și la tine nu. La clasa X nu, la clasa B nu, la clasa nu știu care nu, înseamnă că tu ai o problemă. Bun. În material vorbeam despre cei 17 absolvenți de 10, 16 care s-au îndreptat către HD, unul s-a dus la Brașov, dar merită felicitat și ceilalți. Sigur. Care au reușit să intre, chiar dacă n-au avut 10 curat, chiar dacă n-au avut 9 și chiar dacă au avut 8 și ceva, și au intrat acolo unde și-au dorit. Pentru că urmează pentru ei un nou început, unul frumos. Unul frumos și sperăm să nu mai fie perturbant în sensul a ceea ce a pățit generația asta. De probleme. Bun. Înțelegem că liderii liberali în general, nu mai pot continua o campanie pe care au inițiat-o în urmă cu mai bine de 2 săptămâni, cea legată de testarea legumelor și fructelor din piețe. O inițiativă care este lăudabilă și este necesară. Ne aducem aminte de unde a pornit această inițiativă, de la acel mare scandal, acel mare caz cu legumele cu anumite otrăvite, substanțe să zicem. Da, folosite, fie folosite interzise, fie în exces. Coacere grabnică, într-o zi să capăt frumos. Da? Așa, numai că și anume conțineau substanțe nocive pentru organism.
în primăvară s-a întâmplat acest caz. Ei bine, s-a ajuns la această campanie, strângerea de semnături s-a făcut pe stradă, în corturi special amenajate, unde buzoienii veneau și semnau pentru această inițiativă, astfel încât numărul de semnături să fie atât de mare încât să determine autoritățile să iau o decizie în acest sens. Ieri, liberalii au anunțat că nu mai pot continua în acest fel campania respectivă pentru că primarul s-a răzgândit. Nu le-a mai dat aprobare pentru a-și amplasa corturile prin cartiere. Au mers și în Pro-14 și în zona Dorobanți și aici în zona Unirii, lângă Avion. Haideți să urmărim un material mai amplu legat de reacția liderilor liberali cu privire la faptul că sunt boicotați în această campanie. Campania de strângere de semnături a început în urmă cu mai bine de 2 săptămâni. Până acum am reușit în Buzău, de la 5 iulie, de când am pornit campania noastră, să strângem 3.000 de semnături. Este un număr impresionant, după părerea noastră, având în vedere că am recoltat la 2 puncte, în principiu, începând în prima săptămână, în 2 puncte, după care ne-am limitat la un singur punct, pentru că am fost afectați cumva și de vreme. Știți foarte bine că a fost caniculă, au fost furtuni, am pățit și lucruri pe care cumva ni le asumasem, ni s-au distrus corturi, dar una peste alta am supraviețuit și am reușit să vorbesc personal împreună cu echipele pe care le-am coordonat în fiecare zi cu 70% dintre cei pe care o să-i regăsiți pe listele pe care le avem aici. Inițiatorii proiectului reclamă faptul că nu mai pot continua campania în stradă pentru că șeful Palatului Comunal nu le-a mai dat acordul pentru amplasarea corturilor. La ultima adresă, prin care ne respinge orice dorința noastră de a muta corturile în alte cartiere, ne-a făcut să înțelegem de ce le respinsese și pe celelalte înainte și de ce o respinge și pe aceasta. Pentru că în ultima parte, o să vi le dau și dumneavoastră ca să le aveți, spune următorul lucru. Primăria municipiului Buzău nu mai consideră oportună continuarea acestei campanii, care poate induce în eroare atât consumatorii, cât și producătorii buzoieni. Bineînțeles că prima întrebare și primul semn pe care l-am avut a fost de ce așa târziu, pentru că dânsul s-a opus în Consiliul Local încă de la început acestei campanii și acestei propuneri a noastră de găsirea unei soluții de a testa legumele în piețele din Buzău. Și este simplu răspunsul pentru faptul că această campanie a dovedit o dorință masivă, după cum am spus, a buzoienilor de a avea și de a ști în fiecare zi ce mănâncă în cumpărat din piețele din Buzău. În adresa prin care se refuză amplasarea corturilor, primarul Constantin Toma face trimitere la un reportaj TV prin care se pune la îndoială veridicitatea testelor rapide efectuate pentru depistarea substanțelor nocive din legume și fructe. Liberalii susțin însă că nu au propus nicio clipă ca testele să fie efectuate cu astfel de aparate, ci în laboratoare autorizate, iar rezultatele să fie date într-un timp foarte scurt. De când am văzut această adresă, am căutat baza legală în care să ne interzică amplasarea acestor corturi și ea nu există. Există legea 185/213 care ne dă dreptul de amplasare a acestor corturi. Mai mult de atât, există și un regulament aprobat de către Consiliul Local în 2019, tot așa, care reglementează modalitatea de amplasare a acestor corturi. Nu am văzut absolut nicăieri ca să scrie că dacă domnul primar vede seara un reportaj la TV, ne poate interzice amplasarea acestor corturi. Cine știe ce mai poate vedea domnul primar la TV de seară și cine știe ce poate să interzică a doua zi. Doamne ferește, se întâmplă astfel de lucruri pe ceea ce se uită, pe ceea ce vede domnul primar. Sincer, eu m-am cam săturat de astfel de primari care aruncă mâța sau problemele în curtea asta altor instituții, pentru că tot ne spune domnul primar că nu este treaba noastră. E bine, este treaba noastră a Consiliului Local, pentru că este târguri și oboare,
Este subordinea Consiliului și este treaba noastră să acționăm. Dar la acest moment nu este democrație la Buzău în exprimarea valorilor democratice. Da, acest rezultat, această autocrație totală, este rezultatul unui vot democratic. Sunt de acord, dar nu sunt de acord cu modalitatea în care acest vot exprimat democratic de buzoieni, această modalitate a dus la acest mod de administrare a orașului. Și totuși, noi încercăm să fim vocea care, în mod responsabil și cu seriozitate, încearcă să ridice probleme și să împingă autoritățile locale să se implice să le rezolve. Președinte al Colegiului Medicilor Veterinari, consilierul local liberal Florin Sangiu, a venit și el cu exemplul precedentului pus în practică la Brașov. Doresc ca aceste produse, adică legumele și fructele, să fie controlate și să știm conținutul de pesticide, dacă este peste valoarea maximă admisă. O astfel de inițiativă a fost și la Brașov. Acolo s-a pornit de la ideea ca producătorul local să aibă prioritate în piețe și tot așa s-au creat comisii din partea Consiliului Local care merg, văd cu adevărat dacă vânzătorul din piață are, este și producător, se recoltează probe și în funcție de probe își continuă sau nu activitatea prin sondaj. Deci sunt pentru o astfel de inițiativă și cred, încă de la început am crezut și cred în reușita acestei inițiative. În aceste condiții, liderii PNL Buzău solicită formarea unei comisii mixte la nivelul Consiliului Local Municipal, prin care să fie identificată o variantă de testare a legumelor și fructelor din piețe. Constituirea unei comisii speciale la nivelul Consiliului Local, formată din consilieri de la fiecare partid, și care să deschidă un set de discuții cu toate instituțiile care, în principiu, ar trebui să aibă în atribut reglementări pe testarea legumelor și fructelor în piețe. Și mă refer aici la Agenția Fitosanitară, la DSV, la Direcția Agricolă, la Banca de Gene, și care să mijlocească din partea primăriei câteva direcții în care să putem să distingem două sau trei soluții, iar ulterior să o alegem pe cea mai bună. Soluții există, nu noi trebuie să dăm soluțiile, pentru că pârghiile administrative nu sunt la noi, sunt la primărie și la Consiliul Local. În cazul în care până în toamnă nu se va ajunge la o soluție, liderii PNL Buzău sunt decisi să acționeze primăria în instanță pentru a putea să își reamplaseze corturile unde să fie așteptați buzoienii pentru strângerea mai multor semnături. Da, ecuația este foarte simplă, domnul Minică, în aparență. Adică dacă se dorește o astfel de procedură destul de normală, da? Și care am văzut asta și în material de la Brașov, unde se aplică, da? Dom'le, prin sondaj luăm niște analize și facem niște testări la legume și fructe. Asta din piețe, în primul cred rând. Cred că și la noi se aplică o chestiune de control prin sondaj. O dată la 5 ani. Nu, atunci... Mă rog, nu o dată la 5 ani, să ne exagerăm. Da, dar nu atât de, să zicem, eu zic o periodicitate, eu zic așa, mai, adică mai des ar trebui să fie. Da, eu zic că liberalii, eu îi felicit că se preocupă și că încearcă să rezolve problema asta, dar nu a găsit calea cea mai bună. Pentru că discutăm de o coaliție, pentru că discutăm de parlamentari și pentru că discutăm de niște instituții ale statului care oricum sunt plătite să facă așa ceva și cred că o inițiativă legislativă prin obligarea acelor instituții
printr-o anumită coordonare, fie ea la nivelul autorităților locale și așa mai departe, să fie impusă prin lege. Cine tot rugăm, strângem semnături pentru ce? Ei sunt reprezentativi. Sunt deputați, sunt senatori, sunt reprezentativi. De aia am votat să preocupe de sănătatea există. Noastră. Ideea este că o autoritate locală, care era în administrare niște piețe... Atât. Piețe. Despre asta vorbim. Atât piețe, dar partea de control fitosanitar, veterinar și așa mai departe aparține altor instituții. Da, corect. Încă o dată, o autoritate care să poată să aibă zicem, un control asupra... Sunt instituții care au... legume și fructe în piept. Nu, adică e simplu. Vrem să știm și noi ce, dacă sunt bune astea pe care le consumăm. Sigur, deci eu sunt consumator, eu nu spun că nu. Eu am spus doar că calea, din punctul meu de vedere, a fost aleasă greșit de către deputații și senatorii liberali, în sensul în care ei ar putea, printr-o inițiativă legislativă, mai ales că sunt într-o coaliție și au o majoritate în Parlament, să o rezolve rapid și nu numai pentru buzoieni, ci pentru toată lumea. Bun. Legat de faptul că primarul între timp s-a răzgândit, adică a dat aprobări, au stat vreo 2 săptămâni și ceva, după care nu au mai dat aprobări pentru corturi. Că trebuie văzută și partea asta. Iar refuzul este motivat de un material care a apărut pe Digi, care spune că aparatele alea, testele alea rapide pentru legume și fructe sunt irelevante. Sunt da, nu sunt omologate, așa este, din punct de vedere tehnic. Dar încă o dată, cei care au inițiat campania nu au spus niciodată, domnule, că vrem teste din alea rapide. Da. Teste rapide în sensul de a avea rezultatul mai repede. Da, da, da. Adică da. Să nu dureze mai mult. Da. De laborator să fie testul. Sigur că da. Eu cred că și cu corturile. Eu nu înțeleg neapărat, trebuie neapărat un cort. Ai activ de partid, ai organizații în cartiere și peste tot, adică cred că semnături se pot strânge și fără acele corturi, mai ales că nu te lasă primarul să ai corturi, cred că este un atu în plus de a merge din ușă în ușă, de a merge în piețe, de a merge acolo unde se comercializează asemenea produse și de a solicita consumatorilor să fie de acord pentru o inițiativă sau cumva de a forța autoritatea locală să ia măsuri pentru siguranța fructelor, legumelor și în general a alimentelor pentru populație. Nimeni nu cred că s-ar opune să semneze asemenea tabele. Da, vedeți într-un fel sau altul o soluție? Adică vedeți că se va întâmpla ceva în sensul ăsta? Eu văd soluția, așa cum am spus mai devreme, printr-o inițiativă legislativă prin care la nivel național se organizează și cine și cum și care sunt responsabilitățile, pentru că dacă vom lăsa la nivelul fiecărei autorități locale, nu vom avea o atitudine unitară, o verificare unitară, o responsabilitate și așa mai departe, fiecare va face cum crede de cuvință. Eu cred că printr-o inițiativă legislativă lucrurile se pun la punct, sunt specialiști, coordonează unitățile care oricum sunt obligate să facă lucrul ăsta și care consumă bani de la bugetul statului pentru lucrul ăsta, domnul Mihai. Dumneavoastră, dacă ați face socoteala să vedeți, să trageți așa linie, câte unități sunt, câți salariați sunt, câte laboratoare și cât așa, ce infrastructură au, v-ați cruci câți bani se consumă zi de zi și rezultate în ceea ce privește consumul de alimente sigure pentru noi consumatorii nu sunt. Sau sunt sporadice sau atunci când apar alte organe care nici nu au neapărat ca atribuție principală acest lucru. De unde a apărut scandalul cu acele substanțe? De la poliție și de la vamă eventual, parcă, prin care au depistat cantități mari, au depistat că sunt din anumite zone legumicole și după aceea au venit tot felul de instituții care aveau de fapt atributul de a verifica legumele și fructele pentru a fi bune de consum. Bun. A fost o întreagă bâlbâială și atunci. Sigur. Nu știu și va fi dacă nu se vor pune cum să spun, trasabilități clare și responsabilități clare. Bun. E o perioadă așadar caniculară, e nebunie în trafic la Buzău, ceea ce nu mai reprezintă o știre, deci asta nu e o știre, nebunie în trafic. Știrea ar fi că nu o să mai, când nu o să fie nebunie și că suntem liniștiți. Asta pentru că tot orașul este un șantier.
În continuare se reclamă faptul că unele dintre lucrări sunt întârziate, inclusiv faptul că s-au apucat de toate lucrările deodată și de aceea sunt aceste blocaje în trafic. Eu zic să ne mutăm într-o zonă unde nu e blocaj deloc. Bine, nu vorbim de trafic, adică vorbim doar de trafic, pentru că din alte puncte de vedere acest proiect este blocat periodic, pentru că nu a fost finalizat la timp așa cum ar fi trebuit anul trecut. Vorbim despre platoul din Piața Dacia, care suferă o transformare, nu știm dacă radicală, vom vedea la final. Fiind cald, ne gândim, domne, mamă, ce frumos, ce bănci, extraordinar, da, mă, ce n-am mai văzut Buzău. Și, după, da, și dacă noi stăm pe băncile alea, nu ne bate soarele ăsta, că și așa suferim din cald. Bine, ci că sunt niște, să zicem, niște măsuri pe care în timp o să le simțim noi ca cetățeni care ne plimbăm în centrul orașului, pe noul platou din Piața Dacia. De aceea, haideți să urmărim un material cu arborii care vor fi amplasați în centrul orașului, în fața Palatului Comunal. Obiectele de mobilier stradal care au început să fie amplasate în Piața Dacia au atras atenția trecătorilor și le-au stârnit unele curiozități. De exemplu, în afară de întrebarea când se va putea circula pe platou, lumea a început să întrebe și cum se vor putea odihni oamenii pe băncile din lemn în plin soare, fără pic de umbră. De reținut că în viitoarea configurație a Pieței Dacia, spațiile verzi au crescut cu aproape 30% față de vechea configurare. Mai mult decât atât, acolo, în zona acelor băncuțe ce aparent sunt în plin soare, suplimentar vom avea un sistem de containere unde vor fi plantați copaci, așa cum ați văzut și în alte piețe din marile orașe, atât din România cât și din străinătate, vorbim aici de niște cutii destul de voluminoase și destul de mari cu pământ, unde sunt plantași copaci, cutii ce pot fi mutate ori de câte ori este necesar, fie pentru diverse evenimente din Piața Dacia, fie pentru asigurarea unui microclimat corespunzător. Așadar, pe platou vor fi copaci mobili, care vor fi mutați în funcție de evenimentele care vor fi organizate aici. Mai mult decât atât, aș vrea să amintesc și de cele 5 fântâni arteziene care vor funcționa în Piața Dacia, ce vor aduce un plus de confort în zilele caniculare. Între timp a fost rezolvată și problema din cauza căreia nu se puteau face probele de lucru la arteziene. Nu mai sunt aceste probleme, deoarece a fost făcut branșamentul electric, era vorba de un nou branșament pentru funcționarea acestora. Deja, așa cum spuneam, se lucrează la probe tehnice, astfel încât probabil în zilele următoare o să vedem și primele probe cu apă, ca să spun așa, când se vor face testele necesare pentru punerea în funcțiune a acestor fântâni, dar și a acelui canal de pe Aleea Trandafirilor, canal cu apă, sau a acelei cascade din zona hotelului și a punctului de informare turistică. Buzoienii mai au de așteptat până când Piața Dacia se va deschide traficului pietonal, deoarece întreg amplasamentul este predat constructorului. În acest moment ne aflăm în șantier, motiv pentru care normele de siguranță privind executarea acestor lucrări de construcții nu permit accesul pietonal, pentru că la un moment dat, pentru a veni în sprijinul pietonilor, noi am încercat să le oferim posibilitatea de a amenaja anumite culoare pietonale. Când lucrările se vor finaliza, platoul de granit va putea fi explorat în voie de buzoieni. Da, avem o intervenție telefonică. Bună ziua! Alo! Da, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună ziua, domnul Mihai! Vă salutăm! Am fost plecat 3 luni din Buzău, am revenit și văd că mai nimic nu s-a mișcat pe platou de aceea acolo. Cred depinde, ați fost în străinătate? Da, am fost în Germania. Și de ce v-ați mai întors? Mă scuzați că schimbă rolurile, vă întreb eu pe dumneavoastră acum. Adică... Bun. De ce v-ați mai întors? Păi ar trebui să mă întorc. Am avut niște probleme de familiale și n-am avut. Bun, nu că n-aș fi rămas, dar totuși
Buzău, Medrac și având în vedere că va fi acel canal, cred că vor fi și gondole, așa, și de la Palat până la nou sediu acolo, care de la Palat până la nou sediu acolo, la bazar, de cu gondola și ținem pe mal un copac de ăsta așa să ne țină umbră, plimbăm pe șine în loc de umbrelă, din câte ne spune domnul prieten, domnul Apostol. Da, da, am auzit și eu că va fi un canal. Acum, deci, adică, cum a fost cu iazomorilor, unde ne, păi ne gândeam să le plimbăm cu barcă. Și de asta mă gândesc, gondole. Dar dacă pui o barcă în centrul iazului morilor, atât. Deci n-ai cum să te deplași. Gondole. Acum, trecând la lucrurile serioase. Vă rog. Nu știu de ce s-a tărăgânat atâta, ca să iertați expresia, cu sediul cel de la, unde a fost... ziceți, acel talcioc. Și nu s-a deschis până acum. Sunt două construcții acolo care stau de ceva timp și primăria stă în sediul ăsta care e înconjurat și asaltat de polițiști locali ca să nu cumva să-i atace așa să, la toate intrările câte doi polițiști de ăștia locali și pe afară încă vreo patru ca să păzească parcarea, să nu cumva să vreun contribuabil să parcăm pe locurile care sunt special amenajate pentru cei care ar trebui să vină cu bicicletele ca să facă mișcare cei din primărie. Adică să dea exemplu, în sensul ăsta zic, dar, nu din alt punct de vedere. Dar stați să vedeți că la nou sediu care va fi inaugurat, nu știm când, că într-adevăr lucrările au fost finalizate, cred că se așteaptă mobilierul, ceva de genul. Dar acolo, la fel, cu locurile de parcare va fi o problemă. Locurile de parcare în general în Buzău sunt o problemă. Asta nu trebuie să ne mirăm. Înțelegeți? Nu, e o problemă generală asta cu locurile de parcare. Cine, cred că tocmai în ideea asta s-au făcut și aceste piste de biciclete ca să le vinde mașinile să merge cu bicicleta. Și păi, știți că e bine. Dar e oficial mesajul. Nu e nicio glumă. Încă o dată. Nu e nicio glumă. Da. Am văzut prin Germania. Se vine acasă, lasă mașina acasă și vine cu bicicleta de aceea electrică, contracot, bagă cablu acolo, vine cu ea acasă, așa mașina stă în garaj și el vine, e și ecologic, e și presupun, nu știu, n-am intrat în amănunte și în discuții, presupun că și financiar e mai avantajos, cred, nu știu. Deci, încă o dată, apropo de discuția asta și faptul că ați văzut și dumneavoastră că în Occident, în mai multe țări, și în mai multe orașe din Occident, asta cu mobilitatea este, cum să zic, nu e, să zicem, nu e o obligație prin lege, dar e vorba de o mentalitate, da? Prin care folosim mai mult mijloacele de transport în comun, biciclete, trotinete sau ceva mai zice. Poate că noi suntem conservatori, poate noi vrem să rămânem la o infrastructură în care noi vrem cu mașina mereu și așa mai departe. Dar ce spuneați dumneavoastră, oficial din partea primarului, ați auzit de fiecare dată, domnule, să folosiți bicicleta, folosiți trotineta, uite că vom aduce și trotinete și biciclete electrice și transport în comun mai mult decât cu mașina. Domnul Mihai, deci am fost într-un oraș mare. Eu spun că noi niciun secret, Bisburg. Da. Așa, un oraș cu coline, cu asta. Și în față la casa copiilor, odată vedeam o tricicletă, odată două, odată trei, nu mai mult de trei, parcate una lângă alta. La o zi sau două venea un gen service sau le lua cineva și cobora cu ele. Deci nu stăteau prea mult acolo. Deci se folosesc astea în afară. Lucru care ar trebui să gândim și noi, să ne gândim. De ce spun treaba asta? Buzăul e un oraș mic din punct de vedere al dispersiei. Din micro 14 până la Marghiloman ne putem duce cu o bicicletă fără probleme, având în vedere că s-au făcut aceste cât de cât pise de biciclete. Eu aici vă zic partea practică, nu cred că, adică nu se poate ajunge până, adică nu sunt piste peste tot, adică dacă pornim de micro 14 pe unde luăm? Da, de la Verdeș venim pe iazul morilor. Venim cu gondola ori cu bicicleta. Da. Bine, domnule Mihai, emisiune plăcută. Mulțumim pentru intervenție. Mulțumim mult de tot pentru intervenție.
Ce să mai zicem, domnule? Astea sunt, cum să zic, adevărul e undeva la mijloc. Că dacă ne ducem în afară, apreciem. Eu uite, domnule, cum așa. Când ne uităm în fiecare zi în trafic la noi, domnule, noi vrem în continuare cu mașina. Viața ne va împinge în față, domnule. Da, până la urmă trebuie să te adaptezi. Mai spuneam eu, odată vizate și de alte reforme și mentalități și lucruri care ne mai opunem. Că nu facem altceva decât tragem frâna de mână și mergem cu mașina. E, nu putem decât întârzia anumite lucruri, dar lucrurile se vor întâmpla. Deci ne vom plimba mai puțin cu mașina, vom avea din ce în ce mai puține mașini, vom avea într-adevăr o infrastructură de mobilitate pusă la punct, de la autobuze, mijloace din astea individuale de deplasare. Ăsta e viitorul. Bun. Suntem la finalul emisiunii, nu mai putem să dăm... mai avem un material cu o nouă generație de piloți militari. Materialul puteți găsi pe site-ul campusbuzau.ro. Deci asta cu copacii mobili e, adică trebuie să-i unde boteze. Avem nevoie de umbră, aici. Da, acolo, da. Și trebuie să-i boteze și eventual fiecare să... zi, adică în funcție de cum bate soarele? Păi probabil că da. Vă dați seama, canapele la răsărit le pui după pom, la miezul zilei le pui, pui pomii spre sud ca să ai umbră și seara către apus. Da, e un lucru ingenios. Acum, iar, nu trebuie să fim neapărat cărcotași. E un lucru ingenios, mai ales că dai utilitate pieței în sensul și de alte evenimente și nu te încurci de un pom, îl dai într-o margine, faci adunări publice, faci orice. Dar ideea este că cineva trebuie să ocupe de ei, să-i îngrijească, să-i plimbe și așa mai departe. Nu e un lucru ușor și nu se face fără bani. Ce să mai... Am spus eu de mai multe ori că facem lucruri, dar, cum spunea și telespectatorul, orașul este mic, resursele da. Vor fi restrânse. După toate investițiile astea, o să vedeți cât ar fi banii de europeni și nu știu ce vom păți, exact cum s-a întâmplat și cu compania de apă, cu anumite, cum să spun, lucruri care va trebui să le întoarcem cumva și astea vor fi pe spinarea buzoienilor, pe taxe, impozite locale, pentru că industria a început să cam șchiopăteze, serviciile și Horeca merg cum merg datorită lipsei de venituri a populației și va fi greu. Vom avea din ce în ce mai multe taxe, impozite, unele, cum să spun, corecte, altele forțate datorită necesității de a avea resurse la buget. Resursa emisiunii noastre s-a terminat. De timp, evident. Mulțumesc, domnul Menică, pentru prezență, pentru analiză. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV la ora 18. Colega mea, Magdănescu, vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii de ale Buzeanului. Toate cele bune!